Vreau să discutăm despre evenimentul de ieri, expulzarea șefului Sputnik Vit, Vitali din, Dinisov din Republica Moldova. El a fost declarat indezirabil uh, și expulzat. Uh, deci are interdicția de a intra în Republica Moldova pentru 10 ani. Eu am mai multe întrebări aici, domnul Cheptonar, așa am să încep de la dumneavoastră. Uh, deci, eu dacă mi-am înțeles bine, Sputnik a fost interzis în Republica Moldova încă la începutul uh, războiului din uh, Ucraina. Domnul Denisov m-a mirat că este încă în Republica Moldova în această perioadă de timp și care e motivul pentru care a fost acum expulzat și declarat în dezirea. Ce a făcut el așa strașnic? Ce nu făcuse până la începutul războiului? Da, cu adevărat, am văzut că această agenție guvernamentală de știri a statului terorist Federația Rusă în continuare este activă în Republica Moldova, iar unii polițieni și din acest studio mai merg în vizite la ei, îi ajută să-și să distribuie... să spun că și de la dumneavoastră din fracțiune mergeau nu, Colegi. la ce moment? Este diferi în diferite timp? perioade. Bun, după începutul războiului din Ucraina, nu, dar până atunci au mers okay, și colegii de, dumneavoastră. Oricum, de la începutul da. războiului, lucrurile s-au schimbat semnificativ uh -huh. și este foarte clar cine este terorist și cu cine nu te poți afilia sub nicio formă. Nu să mergi la formuri economice sau tot felul de sindrofii uh -huh. din astea cu, cu criminalii. Uh, am văzut, a fost comunicat că personalitatea dată a Denisov a, a, și-a permis ingerință în treburile interne ale Republicii Moldova, el fiind un cetățean străin, motiv pentru care a fost declarat indezirabil și extras de pe teritoriul Republicii Moldova cu declararea firească a indezari, indezirabilității sale pe teritoriul țării pentru 10 ani. Deci, absolut firească. Deci, asta s-a întâmplat peste un an și ceva după ce a fost sistată sau interzis putnic în Republica Moldova. Asta nu înseamnă că el nu a continuat să, să facă știri, să-și schimbe denumirea site-ului, să da. să-și continu, să continuă activitatea. Și asta pe al asta, apropo, s-a închis ochii. S-ar putea că interpretarea mea nu este obligatoriu cea uh -huh. corectă, dar unul dintre principiile în general a activității contrainformative este că atunci când stabilești o persoană și știi că lucrează într-un serviciu împotriva ta este obligatoriu să-l extragi sau să-l alungi din prima zi, pentru că el va pleca și va veni altul care va face același lucru, dar tu nu îl cunoști. Uh -huh. Atunci când este cineva pe care îl cunoști, îl urmărești, înțelegi cine este, îi urmărești contactele, stabilești modurile de operare, agenții de influență ai săi. Deci, probabil acesta a devenit momentul oportun pentru expulzarea personajului dat.